propriu, puțin dintre noi au acest filtru propriu. Întrebarea mea dinainte, din ce este făcut el, cred că este făcut, e o banalitate, este făcut din bunătatea umană, filtrul propriu. Dar în același timp, toți trăim în câte o colectivitate și pe toți ne ia apa atunci când apa ia acea colectivitate. Spun chestia asta numai de dragul vigilenței și nu pentru altceva. Îl contrazic un pic pe Boia spunând că nu doar românii primesc greu adevărul, greu l-au primit polonezii, greu l-au primit ungurii, greu îl primește toată lumea și deci nu ne singularizăm mai mult decât cartea asta lui Lucian Boia, De ce e România altfel, altfel decât cine și altfel decât ce, eu vă recomand De ce este România astfel. România este cum este. Nu e altfel. Acă e altfel decât Franța, unde și-a făcut domnul Boia studiile, păi are 1200 de ani în urma Franței. De-aia e altfel. De ce este altfel decât Cehia? Pentru că Cehia are o universitate din 1200, 1300. Deci România este așa cum este. Problema e că nu vrem să o cunoaștem și ceea ce am, cred eu că, da, face digerabil adevărul, ficțiunea și îmblânzește, ne va face să acceptăm și această, că România este așa cum este. Și Polonia este așa cum este și Ungaria este așa cum este și nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții și n-am fost nici în timpul Holocaustului mai răi sau mai buni decât alții. Am fost așa cum am fost. Iar chestia asta cu adevărul nu există, conformitatea cu faptele există. Deci lucrurile s-au petrecut într-un fel și nu în altul. Problema este... Știm în ce fel s-au petrecut, avem acces la felul în care s-au petrecut. Voiam să vă arăt o poză pe care n-am avut dreptul să o pun. Și anume poza în care oamenii îngenunchează în fața palatului. Fiecare, poza asta am văzut-o de nenumărate ori, nenumărate. Fiecare spune altceva decât poza aia. Când s-a îngenunchiat? Când a încetat Basarabia sau când a început războiul pentru recucerirea Basarabiei? La fel, povestea cu caii albi. Când au fost... Până la urmă, am aflat că poza aceea cu când au bătut clopotele de la auzit la Tatiana din închisoare, au bătut clopotele când s-a întors regina mamă în țară. Deci nicio legătură cu războiul și cu această traumă colectivă. Sigur că e nevoie de filtru colectiv. Cum să vezi? Ce leagă o comunitate? Ce o leagă, dacă nu filtru colectiv? Există și un filtru propriu. E foarte greu să avem un filtru propriu. Al dracu de greu în momente de criză. Nu! Nu! În momente de criză e foarte greu să ai un filtru propriu. Au avut filtru propriu ăia care l-au văzut pe vecini. Dar numai că 2018 trebuie, pentru că discuția între ele, între doamna istoric și Larisa, se poartă în anul 2016. Este vorba de acel filtru propriu privind evenimentele, deci ele nu erau sub presiune, nu erau sub tensiune, nu erau, nu aveau niciun, nu aveau războiul la ușă. Nu, nu aveau războiul la ușă. Dar nici filtru propriu. Nu, dar judecau, aveau amândouă, nu, dar judecau fapte de, nu, judecau fapte de acum 50 de ani, când nu era filtru propriu. Asta e. Ele atunci când stăteau la o discuție, sigur că nu le suna nimeni goarna de mobilizare, dar ele discutau despre ce a fost în urmă cu 50 de ani.